Salut, salut și bine te-am găsit la un nou episod pe canalul meu. De data aceasta suntem împreună pe Brawl Mustars, tocmai ce m-am trezit. Este aproape Revelionul, aproape vine noul an și m-am gândit să facem un ultim episod unde colectăm ofertele de pe Brawl Stars. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut seria de Brawl Stars. Dacă vreți să mai continuăm și în 2024, fac acest videoclip să vă urez un an nou fericit, sărbători fericite și an nou școlar fericit. Haideți să vedem. Ieri ați zis de ce Rafael o poză, de ce nu se mișcă Rafael. Uite-l aici, iau-te. Vedeți, iau-te-l pe Rafael. De ce este Rafael o poză, de ce nu se mișcă, ce face Rafael, ia FK, nu e la tastatură. E bine, Rafael a plecat în vacanță, ceea ce e și normal să fac și eu, dar eu sunt... aici, am rămas aici să fac câteva videoclipuri și poate plecăm în ianuarie, dar astăzi o să cumpărăm ofertele. Deci Rafael este puțin plecat și am zis să fac un meme, să-l pun acolo ca să mire mulți oameni și s-a terminat cu hate. Deci nu-mi vine să cred că s-a terminat cu mare, mare hate. M-am și tuns de Revelion, uitați ce freză mi-am tras, mi-a căzut părul pe aici, pun păr și bretonul ultra mare. Asta este noua freză cu care... o să rulăm o perioadă, o să ziceți, e aceeași. Da, dar trebuie să o upgradez non-stop aici, că aici îți crește uluitor. Am ajuns să vorbim despre freze. Hai să vedem, Brawl Stars ne-a pregătit o ultimă ofertă în care ne mulțumește și ne urează an nou fericit. Așa că vreau să văd și eu. Înainte de asta o să colectez și 300 gold aici. Mi-a apărut oferta care mi-a dispărut ieri, o să luăm și pe aia. Cred, nu sunt sigur de asta. Ia uitați cum stă bretonul, mă enervează teribil. Ar fi bine să stea așa frumos. Și hai să vedem. La next goal avem 50 de dăstea și next goal-ul e la 30.000. Bă, aș vrea să fac 30.000 pentru că îmi place cum arată numărul ăla. Înainte să deschidem shop-ul, o să fac steaua aia. Vreau să iau steaua, prima stea și să vedem ce ne dropează, dacă astăzi e un noroc sau nu. Dar haideți să vă arăt ce ne pregătește Brawl Stars. În afară de acest Kitty Seer pe care am dat o grămadă de bani și ne dă 5.000 de token double-ere. 5.000. Băieți, vreau să spuneți ce oră este la voi acum și unde o să petreceți voi de Revelion. Eu o să petrec acasă, o să ne distrăm împreună pe Brawl Stars și să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem. XP Doubler, îl luăm. 5.000 e imens. Înseamnă 10.000 de puncte sau cât înseamnă? Dacă fac 5.000 și încă 5.000, nu înseamnă 10.000? Fai de capul meu, înseamnă că o să rupem punctele. Nu știi pentru ce să-l dă, poate noul pes care ajunge în 3 zile, dacă vă uitați aici, 3 zile scrie aici pe ăsta, 3 zile și 16 ore, adică aproape 4 zile, nu știi ce XP trebuie pe el, deci o să fie insane, mai avem și câteva challenge-uri, o să le facem și pe astea, stați liniștiți să terminăm anul cu bine. Și hai să vedem, revin cu steaua asta, să vedem ce apuc din ea, nimă nu mai Aurel, Aurel doarme. Hai să vedem, băieți, ce ne aduce anul nou, înainte de anul nou, mini opening. Și hai să vedem ce ne aduce mini opening-ul acesta. Super rare din prima. Măiculiță, super rare. Super rare a doua, mai am două șanse. Epic și mythic. Mythic, vreau mythic. Ăla îmi place cel mai mult, mythic-ul. Cu roșu, nu-mi place galben, nu roșu, mythic. Din păcate, epic. Boooo, n-am skin-ul ăsta. Spuneți-mi repede cât e skin-ul ăsta în comentarii. Vreau să știu cât e skin-ul ăsta în comentarii. Bă, e bine că l-am primit. Bă, ce ne-a dat de sărbători și de anul nou ne-a rupt. Îmi place foarte, foarte mult. O să vină emoturile după aia gold-ul și abia aștept skin-ul ăsta în 2 zile și 14 ore. O să așteptăm ceva și ia uitați băieți, am ajuns la cadou. Ăsta este cadoul ce ne dă ei de sărbători nou. Deci acesta este cadoul pe care ni-l dă de sărbători. Thank you. Îți mulțumim. Ia uitați. Nu pierde acest cadou la 3 dimineața. La 12 noaptea să iei acest cadou. Wow, uluitor, uluitor mi se pare. Uluitor, uluitor. Și hai să-l luăm. Thank you. Mamă, ce frumos a apărut. Și ar fi frumos din partea mea să-l și pun aici sus, unde e scrie X-Lader. Eu sunt sigurul român, cred că care și-a pus thank you la nume. Ia uita ce scrie sus deasupra la X-Lader. Uite aici sus. Thank you. Și mi l-am pus deja. L-am pus deja acolo. Thank you. Cred că sunt singurul român. Și hai să mai deschidem o steluță. Înainte să luăm oferte, cred că vreau să cumpăr oferta asta, 189 la 5 value. Chiar dacă nu știu dacă face niște mărunte episodul ăsta, măcar jumate din bănet, o să băgăm această ofertă
Sunt primul YouTuber ce iese în pierdere. Nu avem sponsor, nu avem nimic pe canal, zero, zero barat. Ia uita, zero, cum vă arăt acum, și totul se bagă bani. Cu ăla poate îl avansăm pe kit și o să facem mai multe, mai mult show cu el, o să, uite, asta te trofea. 506. Apropo de kit, am făcut mastery-ul ăsta, stai să vedem unde ne duce. Am făcut mastery-ul ăsta, nu mai ne trebuie așa mult. Nu mai trebuie așa mult, dacă mai trecem două mastery-uri. Ia uitați, am jucat non-stop cu kit, este preferatul meu. Am băgat banii, ia să vedem câte gemuri ne cere. 213. 213, ia uitați, și aici ne dă și gold. Și ne dă și ăsta la doar 50 de lei, băieți. La doar 50 de lei. Dar înainte să luăm oferta asta, hai să mergem pe al doilea cont și să jucăm acolo, să luăm power-ul. Ok, avem aici shop-ul pe al doilea cont. Habar n-am ce ne-a apărut, poate ne-a apărut ceva special. Și o sta atât de nebun încât să cumpăr pe contul secundar. Luăm și asta, thank you. De aici, o luăm, o luăm, o luăm. Și avem aceleași oferte, numai că mai ieftine. Nu putea să-mi dea asta cu 59 pe contul principal, că m-a ajutat exact. Nu puteam, mi-a pus una foarte, foarte scumpă. Așa că nu ne încadrăm, nu ne încadrăm deloc. Hai să vedem, hai să vedem asta. Asta e cel mai mișto asta. Superb skin, superb, superb, superb arată skin-ul. Da, ai ce să zici. Hai să jucăm un match și revin când fac trofee. Locul 1 pentru băiat cu mingea lui Messi. Hai să vedem. Hai să vedem steaua, hai să vedem. Rare. Rare. Super rare! Epic, epic, mythic, mythic, legendar, legendar, epic, epic, mythic, mythic. Slăbuț. 50 de blinguri, slăbuț. O să vreau să avansez un erou la level maxim, care îmi place mie, cred că ăsta Charlie. Nu l-am nici pe contul principal, stai să vedem când ne mai trăiești aici. 255 de gemuri, wow, 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 incredibil. Am trecut pe contul principal pentru a cumpăra oferta. O să băgăm 50 de lei în acest cont pentru a cumpăra asta orice value. Asta este oferta pentru orice brawler, îți dă 2200 de puncte. Bă, e superbă oferta, bă. Nu mă pot abține nici măcar în anul nou să nu bag bani să cumpăr oferte. A devenit așa o rutină. Deci nu mă simt bine dacă nu e oferta. Nu știu, băieți, vreau să spuneți în comentarii dacă asta e o problemă sau nu. Și dacă și voi simțiți la fel când vedeți ofertele astea cu bani aici așa și vă jucați jocul. Ce simțiți? Vă vine să le luați sau doar așa e nimic pentru voi? Poate eu am o problemă și nu știu asta. Hai să vedem. Luăm level up ofer, dați și voi like. Măcar 3000 de like-uri dacă mi-o urați un an nou fericit, dați like chiar acum la comentariu să văd eu. Să mă uit non-stop să vedem câte like-uri am. Chiar și de revelion. Ca să vedeți cât de mult ghinion am, oferta asta costă 189, da? Trebuie să vedem. Get gems. 5 more gems. De ce 5 more gems? Habar n-am, mai ne trebuie 5 gemuri ca să luăm oferta asta. Deja am băgat 50 de lei și nu scap fără 9 lei adăugați. Îmi vine să spun niște lucruri fantastice, fantastice pe episod, dar o să mă abțin. Hai să văd dacă ce apare când ai aici. Purchase-ul dumneavoastră a fost cu succes. Am băgat încă 9 lei. Ia uitați câte gemuri am, 214. Asta o să ziceți, băi, extra interes, sunt puține 214. Ia vezi shop-ul ăsta. 170 de gemuri, 50 de lei. Ia vezi. Ia vezi, ia vezi, ia vezi. Hai să luăm oferta asta pentru voi, am făcut să registrăm și noi în ultimul moment al anului. Cam asta este level up offer, 189, 3800 gold, superb, superb, superb. Și avem și punctele astea, power points. Confirm purchase, o să dăm confirmare aici, foarte, foarte mișto. Am luat 3800 gold. Am luat 2200 de dăstea, avem 3100 și cam ăstea e banii băgați. O să păstrăm 25-lea pentru episodul următor. Nu o să le consumăm chiar acum, hai să luăm. Mai luăm și de aici 50, 20 cu 20, e bine, e bine, e bine de tot. O să ne focusăm astăzi pe challenge-uri, o să terminăm challenge-ul ăsta. O să terminăm și challenge-ul ăsta, deci o să jucăm două showdown, cred. Sau poate o să jucăm chiar gemgram, nici măcar nu știu. Și hai să vedem, hai să vedem, am băgat banii, mi-am pus aia cu thank you și ar trebui să-l maxăm pe kit. Bă, îmi place așa mult încât o să-l maxez, o să bag banii, o să-l maxez și o să deblochez ultimul level. Se numește level 11. Hai, în 3, 2, 1 și... Așa? Nu înțeleg ce face game-ul ăsta, eu n-am văzut în viața mea ce face game-ul ăsta. Hai să vedem, level 11, max level kit! Printre singurii din România care am max level kit, mădălin și
Cred că cu Rafael. Cred că nu mai are nimeni în România Max Level Kit. Spuneți-mi în comentarii dacă aveți și voi Max Level Kit aici. Ia uitați, ia uitați. Power Level. Max Level Kit. Ia uitați câți am aici, câți bani s-au băgat în seria asta cum strălucesc alea 11. Din păcate nu are hypercarge. Nu are hypercarge și nu poți să te joci cu el, dar asta este. Să vedem câte puncte mi-au mai rămas. Vreau să văd câte puncte. De exemplu, dacă vreau 1600, am putea să le evoluăm pe ăsta. Ia uitați. Dacă dau aici, Doamne, să nu le evoluez. 16 gemuri. Și le am, cred că le am 16 gemuri. 25 am. Dar lăsăm așa, pentru că astăzi avem evenimente noi. Asta l-am făcut ieri. Am luat toate astea pe episod. Avem evenimentele acestea, o să le luăm. Și hai să vedem challenge-ul ce nu am putut să-l fac data trecută, e aici. Avem ăsta, să câștig o betă. Cu ăsta vrea, mă? Hai să dau două showdown cu ăsta. Dacă vrea cu ăsta jucăm. Deci am apăsat la challenge, la modul că am apăsat pe challenge și mi-a dat challenge-ul ăsta cu erou ăsta. Ok, hai să vedem. Nu știu ce să zic despre acest brawler, nu este așa wow. După o să jucăm cu kit. Ea zice hot și eu trag cu gheață. Hai să vedem ce facem. Hai al meu. Oricum challenge-ul e câștigat. Nu challenge-ul ăsta. M-a omorât ăla cu Feng Shui-ul. Oricum e câștigat. Ventilație! Ventilație, Ryan! Ayan! Mamă, e ventilație aici în meci. E ventilație. Deci aici stai în asta. Și se încarcă ultimata. Interesant, ia uitați. Nu știu dacă lui Piper încarcă, cred că doar mie. Gata. Aaa, nu suntem pe locul 4, suntem doar 4 echipe. Trebuie să fim pe locul 2. Ok, acum am câștigat challenge-ul. Mamă, l-a rupt ăsta. Mamă! La dislike. Dar nu e nicio problemă pentru că am făcut win-ul. Mai trei încă 3 win-uri. Personal, nu știu dacă mă încadrez să joc erou ăsta. Dați puțin să vedem ce e la quest. Meg. O să luăm pe Meg. Nu știu dacă l-am bine pe Meg. Meg e legendar, deci trebuie să fie cu galben. Căutăm. Nu o văd. Momentul ăsta cred că vi se întâmplă și vouă. N-ai... Cauți brawler-ul și nu-l vezi. Nu-l vezi, pur și simplu. Unde e? Unde e? Deci nu-l văd, nu văd Meg-ul. Janet, uite-l aici. Uite-l. Cauzi brawler și nu-l vezi, efectiv, nu-l vezi. S-a băgat bani astăzi, băieți. S-a aruncat cu bani. Cavalii vicelie. FaZe Pignicius. Îl luăm pe ăsta ca să eliminăm echipa. Ăsta o să nască, din păcate. Bate-l, mă, pe ăla. Serios. Bravo. 2, gata. E încă un meci câștigat. Câștigat. Chiar dacă este pe locul 2, nici nu contează. Mamă, e bait ăsta. La nenorocit, la nenorocit pe Crow.
La nenorocit, la nenorocit. Bravo, tata, mai dai unul. Că văd că joci bine. Ok, mamă, câte puncte îmi bagă. Bine, tată, mai joacă unul. Dăm și noi un shout-out lui Dobromir aici pe canal. Dobromir, nume de top. Nume de cozonac, Dobromir. Dăm un shout-out aici frumos. Luăm ăsta. Mamă, să produc roboți acolo. Se produc roboți. Mai sunt doar 5 echipe. Mamă, ia rup aia. Nu știu ce face al meu, de ce nu vine aici? Te pe spike, te pe spike. Mamă, mi-a distrus robotul. E mult mai greu acum. Avem 10, mă. Cu puterea lui Dobromir sunt investit cu puterea. Mamă, 4 echipe. Bă, unde sunt 3 echipe? Aoleu. Dobromir! Ce să bați, bă, tu? Că mai am și fătuca care sare din ălea din cărucior. Bine, Dobromir, încă un win. Dobromir, să termin și eu anul bine. Mamă, ce să încarc acolo. Încă un win, hai, Dobromire. Nu vrea, bă, ăsta să mai joace. Arată degetul. Bine, bă. Încă un win să termin și eu anul bine. Dă-i asta, dă-i asta, Hilu. Riparoni! Riparoni cu Megu! Mai avem pe aici de... Că să pii, uite-l pe ăsta. Uite-l pe al meu, ăsta să nască el, teammate-ul. Sunt ăștia care nu au nimic, i-a bătut ăla singur. Uite aici, Dobromire. Dobromir! Am făcut challenge-ul! Challenge-ul! Bine, tată, ia. Ar mai juca, dar eu vreau să joc. Ia să vedem aici! Rare. Super rare! Păcat, este doar super rare. Hai să vedem, am terminat quest-urile. Zero quest-uri, băieți! Zero quest-uri, avem 3 de-astea noi. Ia uitați, le luăm acum. Ne mai dă... 2 ori 3, 6, ne mai dă 60 de puncte de lea, care e perfect. Am milcuit ăsta.
PES-ul ăsta până la blană, până la final. Deci s-a meritat fiecare cent pe el, m-a ajutat extrem de multe episoade. Deci dacă aveți ocazia singurii bani să-i băgați, să vă luați PES-ul ăsta care vă dă foarte, foarte mult. În comparație cu ce preț plătim, gândește-te, am plătit 50 de lei pe ofertă, care nici măcar nu m-a ajutat decât puțin să avansez brawlerul ăsta. Și hai să-l punem pe ăsta la treabă, pe domnul Pisică, pe domnul Aurel. E și motan ca Aurel, vorbește ca Aurel, totul e ca Aurel. Dăm solo și hai să încercăm să câștigăm câteva win-uri, să vedeți cât de tare e brawlerul ăsta. Ultimată peste ultimată dai. Avem și protecție și level 11, n-ai ce să zici. Level 11, avem Mastery 2. Așteptăm, 3, 2, 1 și gata. 1600 dau pe chest, așa, fără nimic, default. Ne! Ne! Ia! Bă! Bă, cu ce-a tras ăla, mă? Asta se întâmplă când te crezi prea tare. Asta se întâmplă. Să se ia puterile. Ți se ia puterile. Hai să vedem, hai să vedem un nou match. Ala Dobromir. Astea mă ajută cel mai mult. Ia uitați. De la 1600 dau la 3 plus 300 pe fiecare asta. Văd și eu pe cineva, hai că nu văd pe nimeni. Păcate, am făcut o mare porcăraină. Ce dai, mă, după mine? Ok, pe mine mă ajută mult de tot astea. Iubesc cutia asta, doamne, e cea mai tare chestie. Aoleu, mi se face rău de la ce am văzut acolo. Mamă, ce m-a zonat copilul ăsta. Și dacă îl prind, să-mi bă piciorul. Bă, mai e unul! Mamă, mamă, cât avea ăla. Mamă, ce mi-au făcut ăștia. Băi, Dobromire! Dobromire! Dă-i cu minte acolo! Dă-i cu minte că sunt regele! Frumos, frumos, frumos! Artă! Deja am 500 de trofee. Vreau să-l fac pe ăsta cel mai bun brawler al meu. Am investit bani în el numai ca să mă joc cu el. Cheia la ăsta e să iei cât mai multe puncte. Cât mai multe de-astea. Power. It's my yo-yo. M-a ajutat puțin. Oamenii mei vor să facă nițică timp. Da, chiar arată el ăsta timp.
Ah, ce porcărie, bă! Ce porcărie, mai pune și plânset. No skill, bro! Fără skill, nu ai skill. Te-ai băgat acolo la third party. Al treilea, trebuia să mă lași 1v1 cu ăla. Ok, stai puțin să vezi când mă bag eu și eu la 3. Stai puțin să vezi show. Show nuclear. Mamă, cum se încarcă ultimata. Ia vezi, ia vezi, regele! Și acum așteptăm puțin, doar puțin așteptăm, cum ar veni 8. Ăsta vrea să facă timp, mă mâncă cu yo-yo. A, deci dai după mine. Dai după mine tu. Uuu, ce mi-a făcut! Ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Dar stai să fac ulti... Gata, ai plecat. Mamă, dacă vine ăla, Mars. Mai 10 trofee să câștig aici. Am plecat pe Mastery 3 pe ăsta. Plecat pe Mastery 3. Play again. Am rupt. L-am decimat pe copilul ăla. Dădea el cu plânsete la mine. L-am decimat. Mișto că ai 4 d-astea, mă, iubesc 4 d-astea. Astea trebuie să le iau pe toate, toate de aici. Fii atent, 2240, da? 2500, fii atent, cât îți crește atacul. 2800. Și gândiți-vă că ăsta e OP cu damage-ul ăsta. Pe oricine s-ar acum e dus. Pe vulturul ăsta, plecăm pe el. Nu înțelegeți nimic! E aici asta? Nu e. Deci nu înțelegeți nimic. Ce se întâmplă? Ah, ce să bagă toți. Mamă, ce slow mi-a dat. Ce slow mi-ai dat, desimporcule? Nimau! 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 Păi cine îl enervează pe Morius acum? Să plătească! Prețul vieții. Rer. Am luat o raznă puțin acolo, băieți. Dar nu-i nimic. Nu e nimic. 1000 de trofee pe ăsta, bag și eu. Ca Mădălin. Băgăm și rupem, ne distrăm. Noi umblăm să colindăm.
dai stun? Dau și eu stun, ne? Dacă te iei cu mine, hazliule. Vezi, dacă ai tras de mine, direct pe tine vin. Dacă ai tras, dacă a tras ăla spre mine, direct pe el mă duc. Eee, ești vagabond, am dat și pe lângă ultimata. Ești vagabond. Eee, iată pe ăsta. Am dat-o și degeaba. Am crezut că e mai rezistent. E nebunie ce se întâmplă cu ăsta. E efectiv nebunie. Mama, ce mi-a făcut? Mi-a dat mut. Du-te, bă, cu mutul tău. Înainte să sar să mă atașez, mi-a dat mut. Bun și ăsta. Dar nu mai vine asta ultima? Aie. Asta este, băieți. Asta este. Mamă, direct cu fața înspre ăsta. Deci măcar 3-4 se iau. 3 sunt aici. Asta e gratis, cum ar veni. Doar am băgat bani ca să o am pe a patra, deci e gratis. Avem ultimata, putem să ne batem non-stop. Deci ne batem non-stop. Mama, are 10 ăla. Nu știu dacă îl bat. Cel mai bun după hartă să bate cu mine. Cel mai bun după hartă să bate cu mine. Deci nu găsi pe altul decât să sară după mine cu ultimata. Dacă aveam ultimata non-stop stătea numai acolo. Dar nu am avut ocazia. 10 avola. Cel mai bun după hartă s-a bătut cu mine. Și alții câștigă locul 2. Nici măcar nu joacă. A fugit, bă. Asta Dynamike, nu mai e, bă, Dynamike ce era. Deci uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi, iată. Iată. Iată Dynamike aici. Iată Dynamike. Nu merge să le luăm pe alea două. Pentru că riscăm prea mult, le luăm pe astea imediat. Asta se întâmplă când te bați. Deci suntem rang 7, da? Câți am omorât acolo? 2, 3? Nici nu știu, nu-ți arată. Să nu spui, să nu spui cât. De cât ați final de meci? Ne distrăm cu ăsta de ne rupem. Da, din păcate mă bat prea mult la bătaia. Trebuie să mai stau potolit. Păi, mamă. Mortis ăsta are 2. Lăsăm să vină aici. I-aș da o lovitură din prima. Lăsăm pe ăștia să bată, că am învățat că nu e bine să te bagi. Și dăm așa. E, vrei tu așa, Messi? Dar nu mă supăra pe mine că fac urât. Fac urât!
Am făcut ultimata, ești dus. Ești Papa Lucia. Să-ți facă cineva asta și să spună butonul roșu. Să-ți facă cineva asta și să spună butonul roșu. Te-ai dus. 15 trofee. Mamă, 600 de trofee deja. Mi-a crescut pulsul, mi-a crescut tot la jocul ăsta. Mi-a crescut pulsul cu Kito. E prea satisfăcător, te atașez. Nici măcar n-ai de cine să te atașezi aici. E un crow acolo, dar nu știu, poate face... Ok. YouTube? Patent Games. Ah, am dat ultimata! Bă, am pus butonul înapoi și s-a dat un milimetru. Dar poate SM să nu mă bag, băieți. Mamă, 6 ăla. Și are și ultimata. Mai duc și mă mai calmez un pic. Mamă, ce rage are, mi se pare uluitor. Are o grămadă. Trebuie să stăm puțin, trebuie să stăm puțin. Buton în buton s-a băgat. Toată lumea asta. Deci nimeni nu vrea să piardă la rankul ăsta. Nimeni nu vrea să piardă. Ia mă dacă nu vrei să pierzi, că te ajut eu. Ia mă, na. Te ajut eu, tu nu vrei să pierzi, nebunul meu. Păi eu vreau să câștig, cum facem? Deci nu joacă nimeni, nimeni nu joacă. Uitați-vă și voi, dă joacă cineva. Nu se joacă ei, nu mai vor să piardă. De ce nu se joacă? Și stăm tu fiș aici și are un avantaj enorm. Ne. Ne. Oh, 1v1 cu asta. Știi unde e? Așteptăm doar ultimata. El nu are, nu i se face așa repede. Nu știu dacă are gadget-ul. Oh, nu. Nu așa. Ia vedeți. Bă, dar crezi că am greu trofeele. Pentru cât muncesc eu, mi se pare mie că crezi că am greu. Eu așa cred. Mamă, câte chesturi pe harta asta. Câte cufere. Asta e cel mai greu moment. Vezi ce-i dau lucrul ăsta. Vezi ce-i dau lucrul ăsta. Vezi ce-i dau lucrul ăsta. Ia. Ia, mai tragi tu mine. Mamă, deci nu joacă nimeni. Uitați-vă și voi, nu prea mai moare nimeni. Ăsta mă bate, pentru că dă stun. Ăsta mă bate, pentru că dă stun. Ia să facem noi o ghidușie, că avem 3 de stem. Să controlăm aici meci. Uite pe ăsta, de exemplu. Opa, mă băgai cu cine nu trebuie. Ce l-am gherănit! Ce
Ce l-am gherănit pe ochi? Ce distracție majoră! Ce distracție majoră ne distrăm aici și noi! Un noul brawler! Are cineva, mamă, când are cineva e groasă! E groasă! Fii atent, fii atent. Farmează și el un chest liniștit. Și vin eu. Mai na, mai pleci? Mi-a dat ăsta stun. Trebuie să vezi ce stun îți dau eu ție. Ce ai mă că ești plecat de acasă? Ai dat stun. Păi până mi se activează ăla mie. Ești dus, mamă, și ăla bate, derupe. Mă bat chiar cu ăsta. Chiar cu ăsta m-am bătut, băieți. Ok. Nici nu știam că e ăla. Mi-a dat și el ultimate, am dat și lui. E porcărie să te bați așa. Și mă mir când o să vină el. Nu o să mai fie 150 de lei, o să fie mai ieftin. Sau o să primească gratis, unii. Cum o să fie? Bă, cum n-ai bat de mine, mă? Doi, bă! Am sărit acolo, băieți. Batem pe ăsta că e mai puternic. Și acum ăsta e floare la ureche. Ah. Ah. Porcărie, am ratat ultimata. Încheiem și noi episodul aici, băieți, pentru că vine anul nou și la mine. Ăsta a fost episodul, dacă vă uitați de bine, dacă nu, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați de like, pa, pa.